șutul său respins de Bentu. Acum izquierdo, gol! Deschide scorul chiar în primul minut de prelungire. Columbianul izquierdo reușește să strecoare mingea în poartă cu toată poziția lui Bentu. 1-0 pentru FC Bruj. A 12-a reușită a atacantului de 24 de ani exultă suporterii lui Bruj. S-a descrețit și fruntea lui Michel Preud'homme. Vedem această combinație și pasa foarte bună pe care o dă Rotariu. Assist care îl pune în această situație de gol. Nu era un unghi extraordinar, însă abilitatea columbianului face ca mingea să se strecoare. Prinde, o pune jos acolo și apoi exact în curtea școlii vine elevul mai mare și ia mingea și o aruncă în plasă. Incredibil acest scurt circuit al portarului american, care parcă a ieșit din meci la această fază. I s-a rupt filmul, de neexplicat ce s-a întâmplat în minutul 46. De aceea a așezat acea minge crezând că arbitrul a fluierat-o indirectă și vine imediat golul izquierdo. Iată ce răsturnare de situație. Într-un minut și jumătate izquierdo face dubla. Nebunie pe stadionul din Charleroi. Columbianul provoacă suporterii gazdelor și iată cum imediat Bruj își restaurează avantajul. Sar sticle, însă pahare acolo, însă este vina lui izquierdo. 2-1 pentru Bruj. Iată Panacan, pasa lui Clodemir și o diagonală precisă, un șut în plasa laterală, după ce brazilianul îl servește excelent pe columbian. 2-1 după gafa lui Horvat și reușita lui Pole vine. Iar pe Digisport 3 e acum golul lui izquierdo. 3-1, un hat-trick pentru columbian. Încă o calamitate în defensiva celor de la Sporting Charleroi și nu o iartă încă o dată acest izquierdo, care reușește hat-trick-ul și îi dă mai multe liniște. Va lua mingea acasă, însă nu acum. Această fază, un gol britanic, aș putea spune, o fază comică cu defensiva gazdelor în prim plan. Erori în lanț, ieșirea lui Penetton, nu știu ce a vrut să facă acolo. A țopăit ca o balerină golkeeperul francez. Practic s-a auto-exclus din această fază. N-a putut repara niciun fel de soleil. 3-1 și lucrurile încep să